văzut prețurile cresc, era o nebunie cu prețurile, consumul foarte mare, utilaje foarte multe și am încercat să fac ceva și de aceea am instalat panouri. Am apelat la bancă, la Raiffeisen, un credit de investiții pentru panouri solare, pentru că nu aveam bani, curentul se scumpea din ce în ce. Sincer, am mai căutat la alte bănci, dar nu aveau program pentru panouri solare. Când am văzut și reclama la Raiffeisen pe Facebook, am completat formularul și a doua zi m-a și sunat. A mers tot ok, repede, foarte repede. Am trimis niște poze cu locația, să vadă dacă într-adevăr acoperă 27 de kW, că trebuie cam în jur de 300 de metri pătrați. A văzut că am unde să le montez. Au venit, au trimis niște băieți de la Darkom și după aia au trimis materialele și fac ca de treabă. Nici nu mă așteptam să meargă așa repede. E un sistem de 27 de kW, la consumul care la mine este suficient. Prima zi chiar a fost și soare, am dat drumul la toate și într-adevăr este ok. Consum numai din solar, tot. Cât este soare și când nu este soare, tot se produce. Nu se produce la capacitatea maximă, dar se produce. În momentul de față, tot ce produc de la soare este suficient pentru toate utilajele care le am. M-a ajutat că nu mai plătesc atât de mult la facturile de energie. Deci m-a ajutat foarte mult. Adică dădeam mult mai mult la curent decât rata pe care o dau la Raiffeisen pentru panouri. Factura la curent nu este încă pe zero, dar sper să fie pe zero. Cam 10% așa mai plătesc. Raiffeisen m-a ajutat în primul rând pentru finanțare, că nu aveam atâți bani cât a costat sistemul. Deci integral am luat finanțare. La sistem n-am venit eu cu nimic. Am făcut un credit pe perioada de 5 ani, care este ok. Cred că dacă plăteam la curent, o acoperă, sigur mi-acoperă creditul, adică îl dădeam mult mai mult la curent decât creditul care îl plătesc lunar. Sunt foarte mulțumit.